Salutare, dragi prieteni, și bine v-am găsit pe acest canal. Numele meu este Florin, pentru cei care nu mă cunosc. Astăzi, în primul video din acest canal, voi face un prim review al unui device doar ce a apărut pe piață. Este vorba de noul iPhone 12. Ei bine, sunt în posesia lui deja de câteva zile în care a fost supus la diferite teste, având ca hobby principal fotografia și videografia. M-am axat mai mult pe partea asta, să văd dacă într-adevăr telefonul merită să-l achiziționați, dacă și voi sunteți interesați sau aveți acest hobby. E bine, urmăriți în continuare, am să vă dau 5 motive pentru care acest telefon ar trebui să fie al vostru. Telefonul va veni într-o cutie cam atât de subțire, dacă vedeți, din mai multe motive. În primul rând, în cutie nu o să mai găsiți adaptorul pentru priză, din motive care pot fi înțelese mai mult sau mai puțin, însă este puțin dezamăgitor, cel puțin pentru mine, care fac o tranziție de la un iPhone 10 la un iPhone 12. Am să vă arăt de îndată ce se află și în cutie și cum deschideți cutia. Veți găsi telefonul, care eu deja, cum am spus, l-am de câteva zile, a fost folosit. După cum vedeți, cam așa arată telefonul. Este pe varianta negru, cu această margine, cu absolut toate marginile plate și foarte confortabil de ținut în mână. Cam așa arată și display-ul. Iar aici este meniul meu, care a fost transferat de pe un iPhone 10 pe un iPhone 12. Totodată avem aici și iPhone-ul 10, care a fost folosit până acum. După cum vedeți, amândouă au sticle de protecție. Deși am să discut în câteva momente despre display și toate funcțiile cu care vine. Totodată, în cutie veți mai avea un cablu de încărcare de la USB-C la un conector de iPhone, deși aș fi preferat ca, spre exemplu, la un iPad Pro să vină cu un USB-C la USB-C. Mufa de conectare a fost schimbată la un USB-C. Aș fi preferat să fie la fel și în cazul acesta, dar se pare că nu. O mică cutiuță în care aveți doar un singur sticker și o cheiță pentru SIM și o carticică foarte subțirică de 4 pagini. Care chiar sunt curios dacă vreunul din voi vreodată a citit aceste carticele sau aceste flyere care vin în cutii. Sincer, niciodată nu am făcut-o pentru că înainte să cumpăr un produs, mă interesez foarte bine pe internet despre acel produs, pentru a fi sigur că este ceea ce trebuie, iar în momentul în care vine și găsesc aceste cărticele, deja aproximativ toate informațiile le am și le știu și mi se pare de prea puțin folos. Dar lăsați-mi mai jos în comentariu dacă voi ați citit vreodată aceste cărticele care vin cu produsele voastre. Bun, cam atât vine în cutie, nu foarte multe lucruri. Am să punem cutia aici deoparte. Și să vorbim puțin despre telefon. Și am să încep cu cele 5 motive pentru care acest telefon ar trebui să fie al dumneavoastră. Motivul numărul 1, sau să începem cu primul motiv, este vorba de display. Un display care, pe lângă faptul că promite de 4 ori mai mare rezistență datorită Ceramic Shield, cum cei de la Apple, este acel strat de sticlă care mărește durabilitatea la șocuri, la lovituri, la căzături și așa mai departe. Nu am să fac acest test de durabilitate. Sunt deja multe videouri pe YouTube cu aceste teste, puteți să le căutați și să vedeți exact ce se întâmplă. Nu știu care ar fi motivele pentru aceste teste, nu știu și ceilalți pentru ce fac aceste teste. Device-urile sunt făcute pentru o folosință total diferită față de ce le pun ei în practică, însă fiecare face ce vrea cu device-ul lui. După cum v-am arătat și mai devreme, deja din prima zi am adăugat o sticlă de protecție, așa că am mărit de la cei 4 timpi la o durabilitate de 5 ori mai mare. Sper să țină și să fiu eu mai în siguranță că telefonul nu va avea nimic în caz de orice. Pe lângă durabilitatea acestui ecran, vine și cu o îmbunătățire față de precedentul iPhone, chiar și de iPhone X sau iPhone 10, cum doriți voi să-i spuneți, și anume varianta OLED, care poate fi găsită atât pe iPhone 12, cât și pe iPhone 12 Pro, pe 12 Mini,
cu o rezoluție mult mai mare, de la 720 de pixeli la 1080 pixeli. Ce face ca imaginea pe care o aveți pe display să fie mult mai bună, cu niște culori mult mai naturale și mult mai saturate, iar pentru asta am să fac un test între iPhone-ul 10 și iPhone-ul 12. Am să vă pun imediat aceeași imagine pe ambele telefoane să vedeți diferența, ambele cu luminozitate maximă. Cam așa arată cele două telefoane, sper că vedeți și observați și diferența dintre culorile ecranelor. O altă îmbunătățire care aceste display-uri ți-l oferă, spre exemplu YouTube, îți permite vizionarea unui videoclip la o rezoluție până la 4K, totul datorită acestor îmbunătățiri ale display-ului. Poate că mă întrebați la ce mă ajută pe mine un ecran mai bun, cum v-am spus și mai devreme, atunci când vine vorba despre editat, atât cât și la foto și la video, este necesar un display care să-ți dea cât mai corect luminozitatea, culorile, saturația și așa mai departe. Ceea ce probabil va face acest telefon principalul device pe care îl voi folosi on the go, ca să spunem așa. Cam atât pentru motivul numărul 1, o să trecem la motivul numărul 2, și anume procesorul. Acest telefon vine incorporat cu un A14 Bionic chip, aș spune probabil cel mai performant de pe piață care se află în momentul acesta, care promite o performanță foarte mare și îți poate înlocui chiar și calculatorul, laptopul sau tableta fără nici cea mai mică problemă. Nu știu să vă dau mai multe date despre acest Bionic chip, însă pot spune că a fost testat cu aplicații performante pentru editat. Este vorba de Lightroom, varianta mobile, dar și pentru video, LumaFusion, care în general necesită o capacitate mare a procesorului și o putere mult mai mare pentru editat. Atunci când vine vorba de editat video, ne axăm mai mult pe videouri 4K, care se vor face color grading, luminozitate, sunet, iar toate aceste layere adăugate necesită o capacitate mare a procesorului pentru a fi redate. Pe precedentul iPhone 10 sau iPhone X, care l-am avut, din păcate nu puteam folosi această aplicație. Eram puțin forțat să micșorez rezoluția pentru a putea edita, iar la final, când era vorba de exporting, trebuia să readuc rezoluția la maximum cât era videoul format și apoi să fac exporting-ul. Însă, în cazul de față, cu iPhone 12 nu am avut nici cea mai mică problemă. Am să vă arăt imediat. Acesta este LumaFusion, după cum vedeți, are pe un video 4K, îi face display fără nici cea mai mică problemă. Ceea ce pentru un device atât de micuț, cu un ecran destul de bunicel, este cam ceea ce trebuie. Funcția acelui procesor nu este doar pentru a rula aplicații, ci toate funcțiile cu care acest telefon vine, este vorba și de cameră, și de display, și de absolut orice funcționează în acest telefon, sunt legate de acel Bionic chip. Care ne duce la motivul numărul 3 pentru care trebuie să ai acest telefon, și anume camerele. În cazul nostru vorbim pentru iPhone 12 de doar două camere, camera principală și camera wide. Acum probabil vă întrebați de ce iPhone 12 și un iPhone 12 Pro, pentru că diferențele nu sunt foarte mari, singurele diferențe sunt la cameră, și anume vine cu a treia cameră, care este vorba de telefoto. Nu sunt fan acelei camere, nu știu dacă aș fi folosit-o vreodată, de aceea probabil nici nu m-am axat foarte mult pe ea. Iar o altă diferență față de iPhone 12 și 12 Pro este acel LiDAR, un senzor care funcționează pe baza razelor infraroșii, care momentan nu sunt foarte utile, ca să spun așa, din motiv că aplicațiile încă nu sunt lansate și nu pot fi găsite pentru asta, iar și când acestea vor fi lansate, probabil vor fi folosite doar de persoane care se axează mai mult pe design interior sau pe scanat chestii sau lucruri. Însă o altă funcție care acest senzor LiDAR este folositor, atunci când vine vorba de focusarea camerei pe timp de noapte sau
pe o lumină foarte scăzută, va avea o precizie mai corectă pentru a face focus. Însă, în cazul meu, dacă aș dori într-adevăr să fac o fotografie pe timp de noapte sau pe o lumină mai scăzută, probabil nu aș folosi telefonul și aș folosi camera. Să revenim la camerele de pe iPhone 12, iar aici vorbim de camere de 12 megapixeli cu o îmbunătățire la lentile care îți permite o vizibilitate mai bună pe o lumină scăzută. Însă problema e, și am să vă arăt imediat despre ce e vorba, la ultra-wide, atunci când treci pe camera wide, devine un pic noisy, cum se numesc în termeni fotografici, sau acei pureci care apar pe imagine, cum ar spune bunica mea. Însă performanța este mai bună față de iPhone 10. Am să vă arăt de îndată și niște exemple de fotografii făcute cu această cameră. În acest clip, cu ajutorul screen record, veți vedea în timp real ce se întâmplă pe cameră atunci când încercăm să facem o fotografie noaptea. Am găsit din întâmplare, în timp ce încărcam mașina, această clădire foarte interesantă. Cu ochiul liber, sincer, nu sunt foarte multe detalii, dar după cum se vede, camera este capabilă de a lumina de ajuns subiectul pentru a observa ce se întâmplă. Automat, când telefonul detectează că este stabil, își setează un anumit număr de secunde pentru a fi capabil să capteze destule detalii în imagine. Cam așa arată imaginea fotografiată pe timp de noapte. Imediat o să mutăm și pe camera ultra-wide, să vedeți și acolo exemplu cam cum ar arăta. O să vedeți o mică diferență între camera normală și camera ultra-wide. Pe camera ultra-wide deja observați că s-au adăugat încă 5 secunde, deci în total 8 secunde pentru a putea capta toate detaliile dorite. Imaginea a fost salvată. După cum vedeți, și pe camera ultra-wide este destul de clară și cu foarte multe detalii. Însă partea cea mai importantă de-abia acum vine: cu o simplă apăsare de edit veți avea acces la absolut toate ustensilele de bază pentru a transforma o imagine într-o fotografie profesională și a fi gata de postat în social media. Cu o minimă experiență puteți transforma o imagine într-o fotografie profesională, încât prietenii voștri probabil vor întreba ce cameră ați folosit ca să faceți fotografia. Cam așa arată imaginea finală. În aplicație aveți opțiunea de before și after, să vedeți originalul și fotografia editată. Aveți o mulțime de variante de editat. Cam atât despre motivul numărul 3, să trecem la următorul motiv, și anume motivul numărul 4, și este funcția de 5G. Și da, acum probabil mulți o să vă enervați sau o să lăsați comentarii despre acest 5G, însă este o funcție care îți permite o viteză mai mare atât la download cât și la upload. Vestea bună este că acest telefon vine cu o funcție 5G auto, care acea 5G va fi folosită doar în caz că este nevoie. Iar telefonul are capacitatea de a decide atunci când este nevoie pentru folosința 5G. Spre exemplu, când vrei să faci un download sau intri pe un video pe YouTube și nu ai suficientă viteză pentru a reda acel video, atunci automat se va activa 5G-ul, iar viteza va fi mărită pentru a-ți reda acea performanță pe care ți-o dorești. La ce mă ajută pe mine 5G-ul în momentul de față? Mă ajută pentru a face upload la anumite date și totodată pentru transferul unor fotografii sau videografii a unui client și o performanță mai bună la toate aceste lucruri. Am să dezactivez Wi-Fi-ul ca să vedeți exact în zona în care sunt acum. Deja
am și semnal 5G. Nu știu dacă este posibil în România. Eu nu sunt în România, sunt în Marea Britanie, în Londra mai exact. Această rețea 5G este foarte răspândită și semnal poți găsi în aproape tot orașul cu varianta 5G. Ceea ce este bine. Și ultimul motiv pentru care acest telefon ar trebui să fie al tău, și anume designul. Toate laturile perfect plate, îl poți chiar poziționa și în picioare, cu o stabilitate destul de bună. Într-o parte, pe partea asta nu merge că are butoane, dar pe partea asta cu siguranță. Ceea ce te întoarce un pic în timp și să recunoaștem că probabil multora v-a lipsit acel design de acel iPhone 4, iPhone 5. Cam atât despre noul iPhone 12. Dacă aveți și alte întrebări despre acest telefon, am să las un link al Instagramului meu în descriere. Vă aștept acolo cu orice întrebare aveți legată de acest telefon. În continuare o să-l supun la mai multe teste. Dacă doriți să vedeți și altfel de review legat de acest telefon, sau dacă vă interesează fotografia sau videografia, moduri de editat, software de editat și așa mai departe, lăsați-mi un comentariu mai jos sau mă găsiți pe Instagram. Dacă vi s-a părut interesant acest video sau ați găsit informații pe care le doreați înainte să achiziționați acest telefon, e bine, considerați să dați un share acestui video pentru a arăta și prietenilor voștri despre ce este vorba, poate fi folositor și pentru ei. Cam atât pentru astăzi. Ne vedem data viitoare. La revedere!